fetelor, vreau să fiți atente, să vedeți cu ce lucruri minunate plecăm de aici. Ar fi bine să vă consult pe voi și să spuneți voi cam cu ce credeți că plecăm de la problemă, să vedem ca să arătă cu ce. Ce ți-a mers la inimă? Ce? Așa spun, nu am să uit niciodată chestia asta. Deci, ce mi-a fost cel mai greu să descoper? Da, da, da. Stai să vă gândesc. Deci, la început mi-a fost greu să... 5 cămări și 5 tricouri nu costă în mod egal. Cămășile sunt mai scumpe. Și cele 5 cămăși și 5... pe cele 5 cămăși plătesc în plus față de 5 tricouri cu 150 lei mai mult. Bine, eu nu sunt atent la... De obicei nu sunt atent la date și scriu o cămănie. O prostie. Bun, acum ești, ai fost atentă. Hai să gândim. Ce-am eu făcut? Cred că m-am blocat atunci când ați scris... Când ați lansat exemplu cu... O cămașă și un tricou? O cămașă și un tricou, ziceam, fac 40. 40? Da, vreau să vă ajut. Era un exemplu, ca să văd dacă ați fost atente. Un alt exemplu era acolo. Nu știu, m-am blocat. Cred că cel mai interesant ți-a fost atunci când am împărțit totul la 5, nu? Da, să rămână, să rămână. Ca să vedem cât e o cămașă și un tricou. Și sunt la treabă, că scris la... Sunt chiar la un problemă. Deci, Ați spus la vie? Deci, problema nu mergea dacă da. Noi încercăm să vedem cât e diferența dintre o cămașă și un da. Tricou. Da. Da. Și pentru că erau 5 cămăși și 5 tricouri, cu 150 de lei mai mult s-a dat pe ele, pe 5 cămăși decât pe 5 tricouri. Da. Atunci am împărțit la 5 și am văzut că o cămașă și un tricou, una. Așa facem. Da, a dat cu 30 de lei. A dat cu 30 de lei mai mult. Deci o cămașă e mai scumpă. Păi știți acolo, vă discutați între dumneavoastră acolo, că nu suntem așa. Și în momentul ăla, când a doua parte a problemei era... Cât se plătește de toată... Dacă o cămașă și un tricou costă 60 de lei, acolo, cât costă o cămașă? Ce mai bine știți dumneavoastră în zonă. Și știu că o cămașă plus un tricou 60. Și dacă am dat surplusul de 30, păi nu, varianta cu mus, gândiți-vă dumneavoastră acolo. Că... 60 minus 30. Eu acum sunt într-o lecție. Hai să vorbim un pic mai târziu, dacă se poate. Sunt într-o lecție la... Da? Bine, vă sun eu. Și ce trece plus 30? Cămașa 45 și 15 a rămas pe loc. Da. A, deci aici m-am blocat. Aici te-ai blocat tu. Dar cel mai spectaculos a fost când ne-am dat seama că diferența dintre o cămașă și un tricou este de 30. Noi ne-am plăcut foarte mult. Da. Eu vreau să punctez la următoarele lucruri. Că în clipa în care vă apucați de o problemă, trebuie să avem niște lucruri de respectat. Întâi și de încredere totală că poți face problema. Da? Să credem în noi că putem face problema. Și pe urmă, să citim rar, rar pe bucăți. Chiar notați-vă asta. Notați-vă. Dar și eu m-a sfârșit, cred că tot anul întâi să fac pe bucățele. Momente importante în rezolvarea unei probleme, zice. Momente importante în rezolvarea unei probleme. Momente importante în rezolvarea unei probleme. Momente importante în rezolvarea unei probleme. 1. Încredere totală în șansa de a o rezolva. Deci încredere totală în tine. Doi. Dar încredere totală în tine. Nu discutăm. Da. Te fac problemă. Eu sunt mai puternică. Trebuie să descoperi acolo ce se întâmplă. Sigur te fac. Dacă ai atitudinea asta de dominare a problemei, ai șanse. Dar dacă stai pe deasupra și spui, ce să le fac? Asta e grea. Să le adun, să le scad. E grea problema, ce mă fac? Mai bine fac altceva. Mama, tata, vii să mă ajut. Ai pierdut tot. Da? Dar deci, știu și azi dimineață, n-am nicio problemă. Da, cu ce problemă. Și am
nu știu, dar anul ăsta am zis mai mult curaj în mine. Am zis toți ceilalți. Și când am avut eu grele mie, Marta, colegă noastră, a zis: dar ce ai pățit ca Sandra? Că eu de obicei n-am încredere în mine. Deci este foarte ezitantă și știi din capul lucrurilor că nu o poți face. Ori de câte ori se întâmplă așa, ca să te situezi pe poziția celei care nu poate sau celui care nu poate, nu mai ai nicio șansă. Problema gata te domină, da? Bun. A doua chestiune este, citim cu foarte multă atenție, citim cu foarte multă atenție pe bucăți de la început. Pe bucăți, dar chiar de la început. Adică prima parte ți-o oprești din... Nu, mă, interesează să citesc până la... ca să mă aud eu citind, așa, că să văd dacă intonez bine. Deci citim cu atenție pe bucăți de la început. De la prima citire. Da? De la început. Nu până la capăt. Nu, este o pierdere de timp. Încercăm să vedem, să bătrânem cu mintea autorului. Sigur, să vedem ce a fost să spună. Cu siguranță a spus ceva pe înțelesul nostru. Descifrăm. Dacă vreți, descifrăm din enunțul lui partea nevăzută pe bucăți. Dar numai pe bucăți acolo. Dacă luăm toate, cum ai încercat tu, Daria, să spui. Și o cămașă costă în față de un tricou cu, nu știu cât, împreună cu 60 lei. Eu nici n-am apucat să văd partea întâi și nu vreau să mai urmăresc deloc partea a doua. Nu vreau, nu mă interesa. Dacă n-am înțeles prima parte, ce folosim? La ce-mi folosea? Da. Este doar pierdere de timp. Și nu vorbim mai iurea, adică vorbitul ăsta, ca să spun și eu ceva, că mă aud colegii și dă bine, da, este păgubos. Exact. În loc să fie rezultatul gândirii, este numai pur întâmplare. Iar tu, de-a lungul timpului, tu, oricare, tu, elev din clasa a patra, ai făcut exercițiul ăsta de-a lungul timpului, adunăm cele două numele. Și învățătoarea sau învățătorul, foarte bine, ne scăliam. Dacă ai nemerit. Da. Și învățătoare n-a avut răbdare să vadă dacă este rodul gândirii, ci este la întâmplare dat. Și pentru că tu ai mers pe la întâmplare, ea de acum merge cu chestia asta. Păi ce trebuie să facă? Hai să le adunăm. Hai să scădem. Foarte bine. Metodă băbească. Și eu. Nu-i metodă băbească. Este, nici măcar nu-i metodă băbească. Este pur și simplu un mecanism care se instalează în mintea ta al întâmplării. Și pe metoda băbească se mai practică. Pe degete. Bun. Da. Unde am rămas? Am înțeles bine ce am zis. Am zis încredere totală. Și mai am zis 3. Da. Citiți? Citim cu atenție, da. Citim cu atenție. Și 3. Surprindem problema în cazuri particulare. Corect. Da? Adică așa, uite, am reușit. Iată cum am zis, nu 5 și 5. Una și una. Asta e formidabil. Am înțeles? Casandra. Surprindem problema în cazuri particulare. Deci nu m-am dus să cumpăr 5 și 5. Una și una, să văd cu cât am dat mai mult. Da? Da? În cazuri particulare, într-o situație care îmi convine mie. Așa. Și în felul ăsta, dacă respectați algoritmul ăsta, adică tu nu treci la partea a doua, la partea a treia, unde se cași pe ceia tot așa cum credești, toată chestia așa, și problema se desprinde. Vreau să vă spun că problema aceea cu iepuri și cu câinele, a fost gândită de autor mult mai complicat. Mi-am amintit, apropo, de mizeria care... Nu mizeria. De faptul că autorul se gândește să complice cât mai mult. El spune așa. Vă amintiți, ăsta era câinele? Nu, povestesc. Și iepurile. Ei la 30 de sărituri, așa o dată. 30 da. Sărituri. Da? La 30 de sărituri. Cât timp câinele face 2 sărituri, iepurile face 4. Deci cât timp câinele face 2 sărituri, iepurile face 4.
Iar o săritură de a câinelui este de 5 ori a iepurilor. Da, eu știu că a zis că timp că... Face o săritură. Da, face două. Deci, tot face două, face patru. Da. Dar autorul, ca să complice problema, nu a dat așa în varianta care m-a dat-o eu. Exact, o săritură cu două, dar două cu patru. Două cu patru. S-ar putea spune 3 cu 6. Corect. Ca pe tine să te îndepărteze de problema. Exact ca și cu cămășile aici. A dat 5 cu 5 în loc să dea una cu... Una cu una. Ai înțeles că asta am dat. Deci în loc să dea una cu una, cum v-am dat eu, v-am dat simplificat. Da. Așa? Corect. Asta vreau să vă spun. Deci și vă las vouă, dacă ați înțeles problema, să faceți o problemă acasă, să compuneți pe baza modului care am venit aici, modificând, în loc de 30 de sărituri, puneți altceva, în loc de a spune că una, o săritură de a câinelui este cât 5, puneți cât 6, cât 7, treaba voastră. Deci schimbăm problema... Schimbăm datele, problema datele, modificând datele. Deci conform o problemă, modificând datele. Atenție multe, că nu toate numerele la întâmplare merg. Pentru că aici, când înmulțiți cu 5 ori 3, 5 ori 3, 15, 150, trebuie să împartă la cine foarte bine. Trebuie să se împartă la 3, diferența aceea. Da? Cât are în plus. Deci, iarăși, e o chestie frumoasă, care... Da? Am ați înțeles. Pentru, cu ocazia asta, eu verific ce? Verific dacă ați înțeles problema. Când v-am spus schimbați datele problemei, înseamnă că voi se schimbați, dar nu orice numere la întâmplare vor merge. Corect. Așa cum la falsa ipoteză, când luam numerele acolo, sau da, la găini și iepuri, sau la așa, faze. Era important să luăm numerele celea care să fie multipli de 2, de 3, de 5, cum am luat cu vilele. Și așa, asta trebuie să înțelegem. Și compuneți și voi încă o altă problemă, de compus o altă problemă, pe partea asta cu cămăși, nu știu ce. Hai, facem... Facem două probleme pentru doamna viitoare, da? Da, pentru doamna viitoare. Una cu cămăși și una cu iepure și cu câini. Dar pe modelul ăsta, în sensul, nu luați câte 5, nu neapărat 30, diferența să fie și... Da, luați-o mai mare, mai mică, cum vreți voi. Și luați câte 5. Deci o problemă după modelul prime, o problemă după modelul celui de-a doua, da? Este o dovadă. Hai, facem și de 5, nu mai probleme, că o obosiți. Este o dovadă clară a faptului că ați înțeles dacă copuriți. Sigur că da. Și ce frumos este când ajungi la nivelul acesta. Când ajungi să compuriți o problemă, este spectaculos. Da? Este spectaculos pentru că l-am dezbrăcat pe autor. Păi da. Am ajuns la mintea lui și am înțeles care e mecanismul de compunere. Și aici avem și metodul. Ei să gândească în mod productiv, așa nu știu cum să spun. Da. Da. Voi. Nu puteam ajunge doar la acolo. Și rezolvăm, da? Dar vă rog. Da, bineînțeles că și rezolvați. Ca să, dacă nu rezolvați, înseamnă că n-ați compus-o bine. Ca să aveți dovada clară, că ați înțeles, rezolvați problemul. Nu mai cât o punem. Haideți să facem finit. Da. Descoperă numerele naturale A și B, mic, A mic și B mic. Dacă... E A și B, dacă n-ai făcut. Dacă A este mai mare decât 10. Deci A și B egal cine sunt aceștia? Da. Dacă A este mai mare decât 10, iar B este mai mic decât 4. A e mai mare decât 10. Mai mare decât 10. B mai mic decât 4. Fiindcă 417 minus 7 ori A mic este egal cu... 7 ori A mic, cum faceți voi ori. Da. Este egal cu B, 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 domnul profesor Barat. B? B, B. B, B. 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 Barat. 3 de B. Așa. Mai citim o dată. Sigur. Nu prea înțeles. Nu prea nici înțeles, eu, nu? Nici eu n-am înțeles. Dacă se trezi X, Y, și Y, lei, domn profesor, să nu se înțeleagă că îi face parte din problemă? Da, și se acolo. Să înțeleagă și cei care nu. Da. Deci, descoperă numerele A și B. Cine e A? Cine e B? Dacă A este mai mic decât 10. Uite că deja în prim indiciu... A e mai mare decât 10. A este mai mare decât 10. Adică de la 10 încolo. Adică 11, 12, nu? Da. Și poate cuvintea A e un număr de două cifre. Deci, trei cifre, patru cifre. Așa ne comunică. A e un număr de două cifre. Nu.
Stai puțin. Trebuie să simțim problema. B e mai mic decât 4. Deci cât poate să fie B? 3, 2, 1, 0. Și 0 poate fără fi? Fără 0, că trebuie să facem acolo. B. O să-i numărul ăsta, B. De la 1. O primă observație este că B poate fi. Aparține nu, mulțimii. Adică ce posibilități are B? B egal 1, 2 sau 3. Sau 3. Deci avem cazul 1 cu B egal cu 1, cazul 2 B egal cu 2 și cazul 3 B egal cu 3. Deci vedeți, pur și simplu nici nu mai interesează să mai scriu mai departe. La momentul când încep analiza, cea mai tare chestie este că despre B pot să văd că am un număr limitat de cazuri. Corect. 1, 2 și 3. A e... A e dincolo de 10. Deci, da. Hai să vedem. Știind că 417 minus 7 ora egal cu B de... Da. Facem cazul 1. Facem cazul 1, înlocuim. Am vrea să facem prin încercări acolo la 7 ora. 7 ori? A. Păi hai să-l înlocuim pe păi, B, tocmai ce am descoperit că B e limitat. Acum să transcriem în cazul 1, când B e egal cu 1, ce devine relația asta? Scrie, vorbește tu. Deci pentru B egal cu 1, vom spune, că rezultă că... Știi ce zică? Că 417, zi de acolo. A, 417. Scrie tu, pentru cazul 1 ăsta, pentru cazul 1, B egal cu 1. Rezultă că... Așa cum a scris domnul profesor, Daria, scrie și tu. Scris. Așa, 417 minus... 417 minus 7 ori egal cu 111. Hai să vedem acum cât e 7 ora. Stai o secundă. La scădere egal cu rezultatul înseamnă că scăzătorul este egal din descăzut minus rezultatul. Dar eu nu știu. Nu știu. 417? Da. Deci de aici rezultă că poți să scrii relația asta și altfel. 417 minus 111 egal cu 7 ori 4. Nu? Am transcris-o într-o relație echivalentă. Și să facem scăderea. Ne dă... Cât faci? 56. Cum? Dacă 47 scăzi, 306. Deci da. Apare 306 egal cu 7 ori 4. Noi facem 306 împărțit la 7. Și acum să facem pe A egal de acolo cu 306. Deci rezultă că A va fi egal cu 306 împărțit la 7. Nu e exact. 30 împărțit la 7. Așa, nu e exact, înseamnă că nu e bună. Nu e bună situația asta. Nu știu cum e. Păi nu, mai tu, nu opri, că iar au naturale. Păi da, nu, A și B sunt naturale. Dacă dă numărul nu se împarte exact, înseamnă că B nu poate să fie 1. Asta rezultă, da? Da, sigur că da. Faptul că ne-a condus într-o situație imposibilă. Imposibil, cum să împarți? Ca Sandra ce deșteaptă ideea asta? Că dacă nu luam pe A prin încercări, păi dincolo de 10, câte variante aș fi avut? Multe. Da? Dar la 7 deșteapt m-am agățat din lucrul cel mai important, că e mai mic decât 4. Și mă duce în câteva cazuri. Deci, concluzia este că împărțirea e cu rest, nu? Da. Și nu-i bine. Și nu-i bine. Și atunci cazul ăsta pică. Și atragem la cazul 2. B egal cu 2. Deci pentru cazul 2. B egal cu 2. Daria, te rog să vorbești acum pentru B egal cu 2. 417 minus 7 ori 100. Este egal cu 222. 7 ori căsuțe, cum ziceți voi, da? Da. Egal cu? Egal cu 222. Face 417 minus 222. Echivalent, adică asta se transcrie într-una echivalentă. 417 minus 222. Imposibil. Egal cu 7 ori căsuțe, da? Da. 7 ori, adică. Și 417 minus 222. 195 egal cu 7 ori căsuță. Și atunci căsuța asta... Alo? Alo, Dan? Mersi. Cum?
Salut, Cornelie, sunt în lecții de matematică, sunt în direct la Profumai TV și nu pot vorbi. Bebea. Păi bebea. Nu, că am plecat la stupină, da? Mâine sunt, mâine ce-i sâmbătă, toată ziua sunt acolo, da. Da. Bine. La revedere, salut. Ok. Da. Și este, și ar fi imposibil, perfecta cu 195. Împărțirea 7 da. Este imposibil. 95 împărțit la 7 egal cu... Rest, nu știu ce, da, este de rest, dar și nu este... 27,85. Nu, nu spune, 27. Păi asta zic eu. Rest nu știu cât am împărțit. Rest împărțirii? Da. Da, rămâne rest acolo. Un rest. Așa, cazul așa 3. Așa că mergem cu 400. Păi da, pe Cassandra o vreau acum. Da, ok. Deci, am face 417. Beu câte luăm? 3, da? Da, 3 acum. Și zi, te rog, 400. Minus 7 ori A. Da. Și la 333. Deci, 7 ori A, nu așa înseamnă, asta, 7 ori A, egal cu 417. Adică 7 ori A, egal cu? Câte obținem la scăderea asta? 84. Nu? Da? Da, adică 37,4. 84, e bine, da? 84, da? Da. Perfect. Și 84, A egal cu 84, împărțit la 7. Împărțit la 7. 7 în 8 odată. 7 ori 7, 3 minus 1. 14, 7 în 14, deci 2 ori. S-a împărțit exact. A egal cu 12. Deci asta merge. Deci pentru B egal. Eu cred că aș făcut problema fără să mă zic A mai mare ca 10. Eu spun așa, să găsesc A și B, știi că B e mai mic decât 4. Corect. Deci corect. Nu aveam, da. Deci nu aveam nicio informație, nevoie de nicio informație A mai mare ca 10. Nu l-am păcălit. O dată în plus. Într-adevăr, așa este. A e mai mare decât, decât 10. 10. Uite că ne-a dat 12. Este adevărată, nu, nu ne-a păcălit. Nu, numai dar că e deprisos. E deprisos, ea... Nu ne folosim de... Ne încurcă. Corect. Așa este. Dar ți-e clar exercițiul ăsta? S-a fost clar? Da. Foarte ușor, frumos. Da, simpluț. Da, simpluț. Nu, a fost, nu ne-a solicitat foarte mult. Am acum în minte un exercițiu. Hai să spun așa. Greu? E greu. Nimic nu-i greu. Să se găsească... Ia scrie. No. Se dă numărul ABC. Scrieți. Deci ABC. Din trei cifre. ABC... A cărui sumă a cifrelor, adică A plus, A plus B plus C, egal cu 25. Suma cifrelor face 25. Să se calculeze, să se calculeze A, A, să se calculeze suma cifrelor, să se calculeze suma cifrelor, păi, o secundă. Să calculeze suma cifrelor, numărul ABC plus 1. Să se calculeze suma cifrelor, să scriem cuvintele, suma cifrelor, suma cifrelor. A plus B? Suma cifrelor al noului număr, altui număr. E vorba de ABC de mai sus. ABC plus 1. Plus 1. 26? Că să mai adaugă una la suma, la numărul respectiv. Păi să căsăt aceleași numere. Și nu se mai adaugă una așa că e 26. Adică dacă poate schimbă ceva. Păi da, sunt aceleași. Dar tot poate ABC. Schimbă o ecuație, știu. O relație acolo. Iată dacă ar fi la aici 9. Ce dacă aici ar fi 9, 9 și cu 1 fac 10. Da. Și e 0 aici. Se poate, deci se o șmecherii, tare de tot. Sau dacă acolo e 8. Așa, ia așteaptă cu să vedem să ziceți cazanul. Facem așa, 25 minus
unul ca să scoatem surplusul la început. Bun, și face 24, nu normal da, la număr. Da, 24 împărți la 3. Dar nu sunt egale, ce mai. Păi da. Stați puțin, punem acolo 0, dar se mai adăugă. Aveți, aveți un reflex? Măi copilule, suma cifrelor este 25. Aici poate să fie 9 plus 9, 18, până la 25. Da, dar sunt atunci numere. Sunt multe, Vania, le vedem pe toate. Exact, deci ar fi bine să aflăm numerele toate. Păi, suma cifrelor e 25, dar domnul profesor vrea numărul, să zicem că e 889. Nu sunt foarte multe. Nu sunt foarte multe, da? 8 plus 8, 16 plus 9? Fii bine, 25, uite, da. 889, de exemplu, uite, deci m-am gândit. Da, 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 da. Ascultă puțin, dragă, uite, 889, de exemplu, plus 1, domnul profesor, asta te întreabă, care este aici? 890, asta te întreabă, nu asta întrebați? Sigur că da. Nu că 25 plus 1 e 26, Daria. Nu, domnul s-ar putea să aibă dreptate. Poate merge și ăla. Poate merge și așa. Nu știu. Dacă avem un număr de tipul 8, 9, 8, 8, 9, 8. Suma cifrelor e 25, uitați-vă. Așa. Și plus 1 faci 26. A avut e dreptate. Dacă luăm suma cifrelor noului număr. Da, al noului număr. Al noului număr este 8, 9, 9, nu? Suma cifrelor aici vreți 17 aici. Deci aici au rămas 17, da? Aha! Da? Deci ăsta cât este aici? Vai de cât este? E 25, da. E 25, da. Și plus 1 face 899, și suma, suma cifrelor suma este egal cu 26. Și am avut dreptate că s-a modificat. Poate să fie și 26 și 17. Oricum ai adăugat, tot așa rămâne. Nu-i, uite un exemplu. Uite un exemplu care ți-l-am dat eu și nu-i 26 suma. Uite, a dat 17. Da, 17. Da. Așa, dar noi trebuie să ne dea 25 în prima. Păi eu să dă. Păi eu dă 25. 8, 16. Și cu 9, 25. Păi de aceea trebuie să dăm un număr mai mic. Cum mai mic, Casandra? Suma cifrelor să fie 25, zice domnul profesor. Ia dați exemplu de un alt număr la care suma cifrelor e 25. Ok. 8.000. Nu, 8.000, de tot din 3 cifre. Din 3 cifre, tu vezi la de ce? Ok. 987. 987. Ia să vedem cât fac suma cifrelor. 24 fac, nu e bine. Yes, egal cu 9 și 8. 17 și 7, 24, nu e bine. Ah, ok, atunci 988. Eu nu înțeleg. Adică, m-ar fi eu pun... Deci jucăm mai 8 cu 9, domnul profesor. 789. Și tu spui 789, da? Hai să facem suma cifrelor. 789 face... Da, și mai adaug încă 1, dar trebuie să-mi dea... Stai mai dar să vedem dacă ăsta-i bun. Dar suma cifrelor este 24, eu zic plus 1. Nu, dragă, domnul profesor, ție din start suma cifrelor 25, nu 24. De la început să fie 25, da? Deci nu fie numele la ABC, a căror sumă să fie 25. Deci 789 nu-i bun. 987 nu-i bun. 988. 799 este bun. Da, e bun. Da. Eu n-aș pune numărul acela pentru că apoi din nou nu ar da. Dar dacă stai, 988... Măi, dar este un număr corect, mai fată. Știu 799 este un număr corect. Da, numai că la fel nu ar da 96. Dar eu m-am gândit la un număr care ar da 96. Da, adică 96. 986. 26. Da. Adică 988. La care dacă mai adaug un 1, se face 989. Și s-ar face 26 în loc de 25. Da. Daria, tu mergi pe o greșeală pe care am făcut-o și eu. Adică, este corectă observația ta. Că atâta timp că aici, când C-ul nu este 9, și este mai mic decât 9, am șanse foarte mari să meargă 26. Dar dacă C la unități este 8, este 8 sau 7, nu mai merge. Deci, cât C-ul aici este 9, și cu 1 la care s-a dus, se face 10. Da. Se modifică suma. Haideți să vedem care sunt. Hai să vedem toate numerele. Da, asta e cel mai clar. Nu-i bine? Nu sunt hai multe. Să vedem toate numerele. Nu sunt multe. Nu sunt multe. Ok. 988. Deci un prim număr este a căror sumă. Deci un prim număr pentru care suma cifrelor face 25. 25 988.
Casandra, este bine? Da, da, noi atunci ne jucăm doar cu 98. Da, nu, și uite și cu 7, tocmai ce a dat domnul profesor. A, și cu 7. Deci o, ăsta ar fi 1. Alt număr. 898. 898. 889. 889. 799. Stop. Iată cât de șmecheră este chestia asta. 9 a intrat pe diagonală și a generat 3 numere. Cu 9 și 8, 8, da? Da. 9 și 8, 8. Acum, hai să vedem un alt număr în care suma cifrelor să facă tot 20. 799. 799. 979. 799 este bine? Da, da, da. Asta, da, te rog. Da. Este bine, deci, da? Acum, șaptele îl băgăm pe diagonală, 979. Și urmează 997. 997. Cred că s-a spălat. Mai sunt? Oare? Nu, nu mai sunt. Hai să ne gândim. Păi, nu ar mai fi, pentru că noi deja am scăzut de la 8 și am mai adăugat 1 și apoi, dacă mai scădem, ar fi 6 și trebuie să punem 10 și nu ar fi. Nu mai avem posibilitate. Deci, acestea sunt toate posibilitățile. Asta este. Bun. Pentru că mai puteam să fie observat așa, 9, 9, 9, 3 ori 9, 27. 27, da. Deci noi, până la maxim cu putință, de forma numerele, numărul ăsta 99, avem de la 25 la 27 doar două unități. Corect. Pe care le luăm de la un 9 și l-am făcut 7, și atunci intră 7-le celălalt în discuție și face treaba, sau luăm de la 2 de 9 cele două unități, nu? Că noi la 25 trebuie să ne oprim, suma cifrelor. Și dacă luăm de la 2 de 9, înseamnă că 2 de 8 vor fi prezenți. Și este clar că atâtea, astea sunt posibilitățile. Hai, adăugați câte un număr repede. 989. Deci plus 1 aici, plus 1 aici, plus 1 aici, plus 1 aici. Le-am făcut pe toate, domn profesor. Da, 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 deja. Și ne dă la primul 989. 989. La al doilea 899. 899. La al treilea 890. 890. La al patrulea 800. 800. La următorul 980. 980. Și apoi 990. 998. Și acum suma cifrelor, că asta aș cerut. Asta am cerut, da. Suma toate cifrele. Da, suma cifrelor noului număr. Da? Noului număr. Suma cifrelor noului număr. Deci, vorba ABC plus 1. Suma cifrelor. Acolo este 26 la primul. Perfect. 26. Din următorul pace. 26. 26. 26. Da. Următorul? 17. Nu. 8 plus 9? Păi avem tot 8. 8 păi 9. Avem 890. Nu, stai să spun. Păi sigur. 90, 17. Deci aici este 17. Da. Următoare e 8. Na, 8 plus 0 plus 0 e 8. 8. După aceea iar 17. Și după aceea iar 27. Asta este suma cifrelor. Deci, vedem că 3 de răspunsuri sunt cu 26. Cum le-am simțit noi? Anticipat, da. Cum am anticipat că da. Daria a sărit la gâtul meu, Adineau, și a spus 26 și nu mai discutăm. Pierdem timpul. Ce sunt și cu 26. Da, sunt. Dar sunt și cu 17 și cu 8. Da, asta, dar mai puține. Nu contează. Deci, dacă autorul a formulat problema așa, el a vrut să vadă, suntem noi în stare să formăm toate numerele acestea? Da. Îndată, adunând unul să le vedem pe ăsta? Corect. Și noile numeri la noi... Să facem suma cifrelor. Noile numeri să facem suma cifrelor, da? Foarte frumos. Da? Deci da. Este o șmecherie foarte tare. Pentru că pe moment ești tentat să faci chestia asta. Adică zici, domnule, ABC plus încă ABC plus 1 și gata, o termină treaba. Dar se întâmplă așa, când ce-o e nouă, și aici vreau să vă atrag atenția, când ce-o e nouă, 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 adunând un 1 la unită, se face 10 și se modifică complet. Corect. Numărul. Și suma cifrelor de 7 e altceva. E altceva, da. Am înțeles. Foarte interesant. Foarte interesant. Da, foarte interesant. Da. Este o șmecherie foarte tare. Da. Și vă mai las încă una. O faceți doi pe acasă? Da, ca tema pe acasă. Tema. Să se găsească toate numerele de 3 cifre
spate numele de trei cifre, în care doar două sunt identice. În care doar două sunt identice. Egale. Poate vine 100. Da. Asta e primul număr. A, deci nu le spuneți o sumă numerelor. Nu, nimic. Ai două dintre ele la fel. Toate numerele. Sunt. Toate numerele la două dintre ele. Trei cifre. Atunci, atunci ar fi 200, 211, 222, 122. 222. 122. Atenție. Deci să se găsească toate numerele de trei cifre. Se găsească toate numerele de trei cifre. Două vor fi egale. Doar două cifre. Doar două. Să nu fie trei. Toate trei. Numai două egale. Precizez, numai două egale. Deci, da, îmi dați și un număr unde să-i oferim? Nu. Păi nu, că de trei cifre. Poate trei cifre. V-am spus de trei cifre. Păi dacă începem cu 100, Casandra. Următorul care e de la 100? 101. 101 perfect. E corect. Au zis bine, 101, da. Pentru că are două cifre identice. 101. Pe care e următorul, Casandra? 110. 110, corect. Sigur că da. 110. Și apoi 111 e bine? Nu. 111 e bine? Nu. Nu, că nu o să-mi dea... 122. Stai un pic. De ce nu e bine, Casandra? Pentru că o să-mi dea alt rezultat. Deci, 112. 112 este bun. 112 că două sunt bune, da? Două sunt. Și acum eu își v-aș invita să faceți un algoritm prin care să gândiți așa. Cu 1 la cifra sutelor să păstrăm și jucăm pe celelalte două. Așa mi-a zis și mama să păstrez prima litră din față și să mă joc cu celălalt. În cazul ieșițului acesta este foarte indicat să facem asta, da? Deci unul îl păstrăm la cifra sutelor și jucăm celelalte două cifre până când... 121. Deci vine cât? 101, 100... Sunt nu, imposibil de numărat. Până sunt... la 400. Până la 400. Ok. Hai, până la 400. Până la 400. Să facem luat 122, 133. Până așa e 121. 113. 113. 112, 113, 114, 115. 100. Nu. Și totul se mai limitează. Da, sunt multe, le puteți număra, asta e important. Dar aici e o chestie de observat ce înseamnă modificarea numărului respectiv. Deci 112, 116 și 17. Dar nu este chiar așa de greu pentru că practic. Până la 119. După ce facem numărul 118. 119, 118 aici, 119. La 120 nu mai merge. Dar 121 merge. 120, nu, deci 121 merge. 122 merge. 123 nu mai merge. 123 nu merge. 124 nu merge. Nu merge. Dar trebuie mai putem cu 125 nu mai merge. Atunci 131. 131 merge. 133 merge. Așa. 100 și gata. 141. 141 merge. 144 și 142. 141. 151, 155. Cât? 44. Face 151, 55. Face doar câte două din trei. Până mă duc aproape de 200. Dați-l până la 400, domnul profesor. Până la 400. Până la 400, da? Bine. Da, până la 400. Faceți sinteza? Veți sesiza că aici găsiți 26 de numere. Numai 26 sunt? 1. Cu 1 în față. Cu 1 în față. Și până cu 2, dacă cumva merg tot 26. Vedem cât mai sunt. Dacă merg de acolo. Și atunci este logică... Hai să vă facem sinteza. Concluzia. Da. Am făcut chestii interesante, astăzi am rămas cu ceva, mai lucrăm. Probleme interesante. Casandra, scrie-și contul. Da. Punctăm și asta, că știi, să rămâne acolo. Că, sigur, ea are o chestie, că se duce acasă și va vedea filmul și vede filmul și este și șansa asta foarte mare. Așa cum sunt mii de copii care au posibilitatea asta, el zice, de ce n-aș face și eu așa? Dar mai facem când ne ieșiți un înscris. Poate și mama ce-a făcut ca concluzie. Poate să uite la
Să se uite pe proba online, nu? Hai să vedem. Bun, da. ce-am lucrat astăzi? Așa. Haideți să vă văd pe voi ce-am probleme, probleme cu... Necunoscute? N-am mai probleme, probleme. Prin metoda figurativă, probleme, folosim metoda figurativă. Că am folosit segmente, folosim chestiunile acelea. Nu? Folosim metoda figurativă. Doi. Reducerea unei probleme. Așa. La una particulară. Iar și-a fost esențial acolo. Eu am împărțit în loc de 5 cămări și 5 tricouri, să vedem o cămar și un tricou. Apoi, generarea unor numere. Nu? Generarea unor numere. General, adică formarea, cum a fost aici, numere de 3 cifre, de 2 cifre, cum a spus, nu? Unor numere de 2, de 3 cifre, de 3 cifre, în condiții, în condiții impuse. În condiții impuse. În condițiile date. În condițiile date, da. În condițiile date de procurator. Și, și încă ceva foarte tare, propunerea unor probleme, propunerea unor probleme, a două probleme, parcă mă încerc, nu? Propunerea a două probleme, pe baza scheletului, pe baza problemelor făcute, pe baza problemelor făcute. Da? Adică, noi nu ne-am mulțumit numai să facem problemele acelea pur și simplu de a rezolva, ci am dorit să ajungem, să pătrundem mintea autorului până acolo încât să putem să fim în stare să compunem și noi probleme, modificăm datele. Nu cum v-am cerut eu acolo. Să vedem ce iese. Este prima dată când ne propunem să compunem probleme și să... Să fiți voi autori și să rezolvați tot voi. Și elevi și profesori. Și dacă e o problemă foarte tare gândită, așa frumoasă, mâine, nu mâine, luni, când ne vedem, o discutăm. Corect. Da? Hai, ziceți finalul. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. La revedere! La revedere, dragilor!